Avem 4 ordine de zi? Da. Avem 3 proiecte. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României la nivelul Comunii Mângura, județul Bacău. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui cabinet medical școlar pentru unitățile de învățământ din Uniunea Temograf, județul Bacău. Și proiectul numărul 3, privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UATM Mângura pentru ședința adunării generale a Asociației pentru Dezvoltare Intracomunitară Bacău, convocată pentru data de 25.06.2021 și pentru ședința adunării generale a acționarilor la SC Crab ESA din 28.06.2021. Înainte de acolo, suntem 10 prezenți în sală, 4 voturi, de, 1 online, 3 depuse, avem formă necesar, toate proiectele au referat de aprobare și raport de specialitate și rapoartele de avizare, avizele consultative ale comisiilor sunt favorabile. Deci sunt întâlnite condițiile pentru votarea proiectelor din depus. Sunteți de acord cu unele? Este pentru? Procesul verbal, spunem apropiat de procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Nu avem voturi. Abțineți? Împotrivă? Da, să spunem cum sunt voturile cele online și online. Da. Sunt pentru, de asemenea, toate. Da, le-am verificat. Trecem la primul. Eu proiectul de hotărâre. Pentru neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României la nivelul Comunii Mângura. Dacă sunt discuții. Eu aș vrea să te văd. E un proiect. E un prim proiect de genul ăsta. Mai avut în trecut proiect asemănător? Nu. S-a schimbat în legislație ceva? Da, s-a schimbat în legislație, au fost făcute licitația pentru până la perioada de acum, urmează pentru anul școlar următor, să ne asumăm sau să nu ne asumăm această licitație. Până acum era, cred că, direct prin lege, cu activitatea Consiliului Județean să fac astfel de licitații, nu? Spune din acest da. Acum o lăsăm prin hotărâre de Consiliul tot de seama dumneavoastră, mă gândesc că la nivel unitar și Consiliul Județean, așa, cu județul Bacău, să obținem poate și un preț mai bun și știu ceva mai nu merită. Cred să ne gândească fiecare primărie sau fiecare UAT pentru școli din comună să facă licitații separate pentru achiziționarea de produse. Eu cred că e bine să mergem așa. Noi fac Consiliul Județean cum a făcut-o și până acum. Consiliul Județean, dacă noi nu ne asumăm, da. Rămâne în sarcina lor. Rămâne în sarcina lor. Ei sunt obligați să-și asume? Da. Păi, ei așteaptă de la noi asumarea sau neasumarea. Dacă ne asumăm, facem noi licitația. Ce vă dați seama că la cantitatea mică și... Da, nu știu dacă merge până la urmă. Dacă am avea 2-3 licee în comună și eu știu câte alte scoate, te gândești, băi, număr mare de elevi. Dar chiar nu cred că are sens. Da, asta vreau să spun. Da. Mai scrie cineva la cuvânt? Și punem la vot. Cine este pentru? Abține? Domnul Vasile. Sau abține? Unde situație? 13 pentru, abține. Proiectul numărul 2. Aprobarea înființării în cabinet medical școlar pentru unitățile de învățământ din Uniunea Temograf. Dacă sunt discuții la proiectul numărul 2. Dacă nu sunt discuții, îl spunem la vot. O secundă, dar nu e neapărat o întrebare. Eu să tragem o concluzie. Să înțeleg că finanțarea cu cheltuielile, cu salariile, vor fi suportate de către Ministerul Sănătății și nu de UAT Mângura. Cum? Cred că prima parte a anului școlar 2021, de început până la septembrie, vom susține noi, probabil. Dar să vedem ce se întâmplă până atunci, dacă chiar o să angajăm asistent medical sau nu. De la 1 ianuarie 2022 se depune și noi documentații pentru susținerea salariilor din Fondul Ministerului Sănătății. Se depune documentații în sensul ăsta, dar nu am auzit să fie refuzat cineva până acum. Deci, în momentul de exemplu, cum sunt liceile sau școlile mari generale din municipii, cadrele sanitare sunt plătite din
plătite de OATE cu fonduri virații, cu fonduri de sănătate OATE-ului. Și să înțeleg că în funcție de numărul de copii, de copii se aloc un număr de persoane. Da, acolo când este sunt legislație care da. Unitățile de măsură exact după numărul de copii. Deci noi ne încadrăm la un asistent plus jumătate din normă, da? Și jumătate din normă pentru medic. Da, un sfert, un sfert, un și tot jumătate din normă. Medicul poate fi medic de ăsta din comună sau vine un medic? Avem pentru asistent jumătate din normă sau vreau întreabă? Un normă și o ormă și jumătate. De asistent. Da. Și jumătate pentru medic. Cred că să ne uităm doar la un asistent medical, la condițiile în care o să angajăm, vedem. Da, și vedem. Avem cabinetul medical care se funcționează în grădinița nouă, este și spațiu prevăzut pentru așa ceva prins în proiect. Atunci o să aibă și un desfășoare activitate. Acum, la nivel de comun, cred că chiar este necesar să avem în cadrul școlii un asistent care să fie. Păi chiar e clar, că am trecut, noi am avut niște probleme că da. Zona director spunea că copiii nu erau văzuți la început de an, în timpul anului. Da, 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 da. Așa o să fie monitorizați permanent, de clar. Deci nu erau și nici nu sunt. Care e la îndemână la... Înțeleg că e bine de proiect. Da, cum vreau să spun. Domnul Nițe? Vreau să spun la timp zonul primar, dar vreau să spun că s-a identificat spațiile respective de primul să-și desfășoare în condițiile unui cabinet medical. Da, e în grădiniță aici, da. În grădiniță? Da. Și la școala 2 jos? Nu, dar nu e pentru fiecare școală. Avem unul singur pentru toate școlile. Și aici vor să aibă cabinetul medical. În, și în școala 2 jos? La școala 2 este depăsezi, că doar nu trebuie să fie permanent în, în mijlocul copilor, să zic așa. Pentru că copii avem un cadru medical, se poate deplasa rapid la o școală la alta, nu cred că e necesar să avem pentru fiecare școală. De asta trebuie să numai de elevi. Dacă aveam copii, dacă aveam elevi mai mulți, avea să-mi dea doi asistenți, să zic, și atunci am putea să punem pentru două școli. Școala 1 cu grădinița de aici și cu școala 2 de acolo. Dar avem mai mult jumătate. Dar cred că unul e suficient. Unul pentru toți copiii care avem, eu zic, e suficient pentru comuna noastră. Dacă mai crește numărul de copii... Dacă trebuie să nu am avut de loc până acum, da. Acum exact, da. Referitor la asistentul ăsta, să, eu sunt un singur asistent, trebuie numai decât. Domnul președinte. Având în vedere când încadrăm. La diverse. Nu la diverse, la astraproiectul ăsta care se scurt. Și zic că un, nouă ne trebuie unul cu normă întreagă, pentru că dacă e cu jumătate de normă, oricum nu poate să ducă la cele trei școli care sunt în funcție. Da, categoric. Și atunci, că oricum medic nu putem, pentru că nu depășim 1000 de copii ca să putem să angajăm un medic. Și ăla vine cu jumătate, dar un asistent care să fie cu performant și bine instruit, cred că ar face față și este necesar. Mulțumesc. Stabilit prin legislația lor aici, cum putem să îi face. Da. Să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? O abținere? Împotrivă? Nu. Proiectul numărul 3. Stabilirea mandatului reprezentantului legal al OATE Mândra pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare de Comunitate Bacău și ședința CRAM. Dacă sunt discuții aici... Reprezentantul domnul primar. Am văzut că în material scrie reprezentantul votează pentru. Deci nu poate vota și împotrivă sau... Deci ai hotărât votul. Nu, asta de reprezentantul comuniei... Votează, adică reprezintă votul dat în Consiliul Local. Dacă se votează împotrivă, datoria mea este să trage mai practic. Votează împotrivă. Vorbim, aici este o discuție marază și trebuie să înțelegeți și pe viitor. Deci eu, dacă precizez acum, mai ar fi nevoie. Domnul primar este reprezentantul comunei în lege. Da? E articolul 133 din codul administrativ. Dar dumneavoastră nu poate vota decât prin mandatul special pe care îl acordați dumneavoastră. Nu poate vota cum dorește dumneavoastră. De asta acolo s-a scris pentru. Dumneavoastră, dacă vreți să modificați proiectul de hotărâre în alt sens, domnul primar să vă spune. Asta este... În alt sens, adică ca să numim alt reprezentant, nu? Dar nu se poate numi alt reprezentant. Legea spune clar că este domnul primar reprezentantul OATE-ului.
Da? Domnul primar la rândul lui poate să... Duce la îndeplinire un mandat. Nu permicească pe altcineva, dar duce la îndeplinire mandatul acordat de dumneavoastră. De asta dumneavoastră sunteți deliberativul. Și noi executivul. Fie-l mandatăm să voteze pentru, fie-l mandatăm să voteze pentru. Acum, întrebarea pe care vreau să o adresez. Văd că aici este o ordine de zi, în adresa pe care am primit-o de la Compania Regională de Apă. Sunt modificări, să înțeleg, în organigrama lor, în componența Consiliului de Administrație, sau ce modificări se fac în momentul de față de să ceri votul consiliilor locale? Pentru toate hotărârile, indiferent să ceri votul unui consiliu local, deci toate hotărârile, toate ședințele de la CAP, de astăzi înainte și cred că de la ședința anterioară, nu? Că am mai avut o de genul ăsta. Vor avea în spatele votului primarului votul dumneavoastră. Adică mandatul dumneavoastră de a fi de acord. Dacă să trebuie de acord, prezentare de scurt. În ce constă ședința, următoarea ședință pe care, la care îți faceți parte? La CAP. Ca să înțelegeți noi, sau să-i explicăm și... Domnul președinte, dar este o ordine de zi acum. Este o ordine de zi. Eu vă înțeleg, dar nu mai sunt oameni care se uită la ședință din comună să știe ce se votează, că crapul este un subiect delicat. Domnul președinte, domnul Berl, revenim la vechea discuție de acum 1000 de ani. Noi venim la ședință să facem lecturi. Nu ați vrut să mă ascultați cu mine, domnul Berl. Eu n-am întrebat pentru mine. Da? Fiecare este obligat să se identifice, domnul Lucian. Da? Păi da, pentru asta ia să-mi prie, nu vă supărați. Am înțeles. Dar nu. Nu mă refer la consilierii locali, să iei bani. Dar la cine? La oamenii care, din comună care vor urmă de ședință. Pentru CRAB-ul este un subiect important pentru comuna noastră. Avem probleme cu apa, avem... Doamne secretar, materialele de la punctul ăsta, de la punctul ăsta de ordine de zi, au fost date pe site-ul primăriei? Da. E cu apa. Da. Bine. O să-i fac... Deci, sincer, nu mă credeți să plec nicăieri. Fără globul, domnul Beloș. Dar nu mi se pare corect să ne apucăm să citim din nou ceea ce trebuie să citim. Eu vreau dacă domnul primar citească. Dumnezeu știe pe scurt la ședința care urmează să meargă, să fac o prezentare pe scurt. În primul rând, îi datoria dumneavoastră să fac o prezentare a proiectului de hotărâre, că e inițiator. Haideți că-ți fac. Haideți să luăm proiectele astea reprezentate, așa, reprezentantul în câția statului teritorial. Înțeleg că și v-ați văzut așa. Dezvoltăm și așa. Vădem să mergem la CRAB. Aici avem. Aici. La administrație. Așa. Ce dorești să știi, Lucică, de aici? Prezentați Consiliul și acționarii și... Da, e prezentat Consiliul Acționarii. Aveți ceva împotrivă la cei care sunt aici? Nu am nimic. Am întrebat să schimbă postul de administrație. Nu se schimbă. Este sincer, vedeți că este mandatul 2019-2023. Se reconfirmă că este adunarea generală. Sunt niște dacă vă uitați, aici sunt toate unitățile administrative enumerate, toate astea. Asta e la tip, dar Lucian e mult interesat de CRAB. La CRAB. Da, și vreți să vă la CRAB e ordine de zi simplă. Treceți, domnul președinte, eu îmi neapărat solicitare. Mergeți mai departe, vă rog, o stare. Domnul președinte. Da, domnul. Sincer, n-am vrut să iau cuvântul la punctul ăsta de pe ordinea de zi, dar mi se pare mai degrabă potrivit o întrebare către domnul primar. Dacă ați văzut în material, el prezintă acolo analiza SWOT cu puncte tari, puncte slabe și așa mai departe. N-am văzut nicăieri, n-am văzut prevăzută extinderea rețelelor de alimentare cu apă. Asta ne doare pe noi, în comună. Eu știu că asta doare pe toată lumea, domnul colonel. Am avut discuții chiar și cu doamna director. Urmează să scoată în... până cel târziu în toamnă, spune dumneavoastră, să scoată pilotul, să scoată pilotul la licitație toate UAT-urile din cele 49, să le scoată la licitație pentru proiectare și execuție. Studiile de fezabilitate sunt făcute pe situat. Din ce vreau să spun? Ce aflu vă pun la dispoziție și dumneavoastră? Pentru că nu am niciun motiv să țin la secret. Domnul Lucian, dacă are ceva să vă spuneți, ești chiar ceva frumos, nu mă supăr. La punctele tale, în partea de jos, la ultima linuță, scrie semnarea cu autoritatea de management a contractului de finanțare aferent proiectului POIM. Ei asta vor să facă, doar că nu le reușești. De acord cu tine, dar mi se pare cam generic. Colegul nouă ni s-a promis tuturor că ăsta va fi scos la licitație din urmă. Asta e adevărat. Dar acum eu nu vreau să dau nici vina, nici nu vreau să acopăr pe cineva.
Dar asta chiar nu-i treaba noastră, e treaba Consiliului Județean cu scoaterea licitației cu toate lucrurile astea. Noi nu avem, sincer, și eu îmi doresc ca și dumneavoastră să se întâmple lucrurile astea cât mai repede. Întrebarea mea, practic, sunt licitații foarte grele, nu sunt licitații ușoare, sume mari de bani. Sunt foarte multe OAT-uri, sunt împărțite prin loturi. Noi suntem cu Comuna Băcescu și cu Filipeștiu. Eu sper că cel mai scurt timp, promisiunea doamnei director, zic, până în toamnă, scoaterea licitației toate. Și eu chiar cred că îți doresc și dumneavoastră, pentru că nu ține neapărat de voința sau de dorința dumneavoastră sau a noastră. Au și termeni de respectat. Termenul este foarte strâns, foarte scurt, în care trebuie să apuce de execuții. O să urmeze fazare, o să urmeze, probabil. Nu o să reușească să fac lucrările astea atât de ample. Cred că sunt cele mai de amploare din ultimii 30 de ani care se desfășoară la nivelul județului Bacău. Lucrările astea pe apă și care l-au luat un număr de jumătate din unitățile administrative teritoriale din județul Bacău. Au finanțare în momentul ăsta? Teama, sigur, mea cea mare, contractul teama mea cea mare este da. Că nu vor avea fonduri suficiente pentru, în primul rând, aducțiunea de la Valea Uzului. Nu știu. Înghite foarte mulți bani. Ei, asta mi-e frică. O să închid distrui bani. Eu cred că... Semnarea pe cap de finanțare fost aprobată? E luna noiembrie. Contractul este semnat în noiembrie. Eu zic că, în scurt timp, pare să întâmple și lucrurile astea. Fiecare dintre noi. Din ce am înțeles, sunt niște probleme la Himiuș. Ei au de cofinanțat o parte din lucrări pe opțiuni. Și nu-i mică deloc investiția pe care trebuie să facă. Da, dar sunt separate lucrurile și acum o să știți. În ce luat îți spun? Sunt separate lucrurile și acum nu o președinte. Adică ce are domnul primar de la Gheneș de acolo, o parte de canalizare, cred că spre satul ăla de sus de acolo, nu știu cum, la Funtenerie, spre Funtenerie, este separat în afara poimului. Nu are nicio problemă, nu are să împiedice nimic. Deci, la ora asta, nu, din cunoștințele mele, nu sunt lucruri care să împiedice derularea tuturor licitațiilor. Chiar nu. Mai sunt doar mici, eu știu cum am avut și noi mici lucruri de rezolvat. Cu domeniul public, după cum știți, dar ne-am făcut termen. Am cumpărat terenuri, am făcut tot ce trebuia făcut ca să fim în grafic. Nu avem probleme. Eu zic că nu ar trebui să avem mici teme, ci să avem până la urmă și optimismul din care e nevoie. Că doar că stăm așa și te gândim că nu se întâmplă, poate chiar nu se întâmplă și nu e bine. Nu e bine pentru noi, să votăm proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abține? Votul împotrivă? Ca să trecem la diverse și să ne scris la cuvânt. Sunt scris domnul Treșal. Primul, după aia, Lucian. V-aș ruga. Da, să fim scurți, vă rugăm, dar trebuie și cam. E greu. Da? E greu? E greu, da. Deci, repetând la apun, e foarte bine dacă... Corect, domnul președinte, permiteți să lucrez puțin pe domnul primar. Mi-a lui trebuia să fie prezentat ca și invitat în sală, în primul rând. Ei, facem o excepție. Au fost în primărie atâția ani. Este cunoscut, așa că știm cu toții. Acum nu știam. Când m-am scris la cuvânt, acum da, i-a dat cuvântul dumneavoastră, îi înțeleg. Nu rădea care s-a ridicat, dar... Da, ce frum. Fără niciun favorit. Da. Vă scuzați, domnul primar. Noi, repetăm la apă, e foarte bine ca să acționari, ca cât mai mult să ne implicăm și să solicităm. Pentru că dacă nu se va face apa și canalizarea, nici celelalte proiecte pentru asfaltare nu vor putea ca să evolueze, să le facă înainte, având în vedere că chiar astăzi știrea care a apărut de la domnul Câțu, prim-ministrul României, spune că PNDL-urile vor fi finanțate, toate care sunt începute și banii sunt atribuiți cu scopuri directe și pentru populație, iar referitor la celelalte proiecte care normal nu sunt în derulare, nu vor mai fi finanțate, pentru că nu sunt bani. Drumurile sătești și județene vor fi finanțate printr-un alt program care îl va rezolva ei, nici cum noi, în care prioritar va fi canalizarea, apa și canalizarea, iar ulterior se va discuta despre asfaltare pentru a nu se mai cheltui bani aiurea, adică să asfalteze înainte de a avea celelalte utilități. Mulțumesc, sănătate. Deci, foarte simplu. Cu ce? Da.
cu rugămintea colegii să ne accepte că am vreo nouă lucruri de discutat. Vă rog, domnule, capătă de vedere, mișteți să spună. Domnul primar, stați, să știți că sunt... Eu m-aș bucura să ne ușați și de criteriile acolo. Și am întrebarea și răspunsul ca să meargă. Bun, domnul primar, de la ședința trecută știți că am discutat de o adresă de mail pentru cei care vor să facă contractele sau să primească contractele de apă și pentru apă și canal. Așa. Haideți să inventăm, să facem adresa aia de mail, că dacă tot vrem să facem ghișeul cu un rog, să-i ajutăm pe oameni să nu se mai deplaseze la primărie și facem, îi chemăm iarăși la primărie, sau dacă nu, să reușești adresa de mail, să extindem puțin programul. Uitați, și eu și mulți lucrăm până la ora 17. Când e la 17, nu mai găsești nimeni la primărie. Dar funcționează foarte bine, să știți, foarte multe persoane trimit pe mail-ul primăriei. Deci există, nu? Da. Contactul la primăria. Oamenii pot trimit contractul pe adresa respectivă, da? Da, chiar funcționează, să știți, cu oamenii. Citerea contorului se poate da la aceeași adresă de mail? Se poate da la aceeași adresă. Deci chiar din bine se poate trimit tot pe mail? Cum? Sau facturica se poate trimit tot pe mail sau se primește? O putem trimite și pe mail. O putem trimite și pe mail. Să-i ajutăm pe oameni să fim mai... Eu îmi doresc tare, dar fac ca și dumneavoastră. Să... Vă spun acum că am vorbit cu ginerul meu, care și-a scris de curând o mașină la sectorul 4 București. Deci vreau să spun, vă spun că a scris-o pe telefon. Trimis pe mail, o trimis pe WhatsApp, îmi spun. Am trimis tot, am trimis data, a doua zi mi-a trimis factura cu tot ce... ce am de plătit acolo și cu... Adică... Lucrurile care sunt la demona, mă rog, București, București, nu putem compara. Deci, cu mail-ul primăriei, contactă rog primăria Mărgura.ro, să poate și factură și contract. Primăria minus Mărgura. Da. Ghișeul cu un roș, știți când îi dăm drumul cu el? Nu. Nu, eu v-am spus de la început, am discutat de ghișeul cu un roș, avem de lucru acolo. Și nu e din lipsa mea de dorință, a secretarul sau a funcționar, nu este de lucru. Trebuie să toate rolurile astea, trebuie să pusi la punct pe care trebuie să fie. De date, să înțeleg, nu? Da. Bun. Adică, să ne spuneți... la momentul respectiv, cineva îmi spunea, domne, nu vrea primarul să ajungi, Doamne ferește. Și eu îmi doresc, așa cum vă relatam mai devreme, în alte localități, în București de Ion, se întâmplă lucruri fantastice față ceea ce avem noi. Și eu îmi doresc, la fel ca și dumneavoastră, să se mișcăm foarte repede. Dar mai durează până ne punem bază de atât. Față de luna trecută, de la ședința trecută, în relația cu Târgu Mureș, pe proiectul de extindere a rețelei de gaze naturale, așa, din Crihan și dealul Mare, am mai avansat? Da. În ce stare? Am avansat, că trimisul toată documentația la Târgu Mureș pentru solicitarea licenței la ANR. Acum au și trimis-o. Zilele astea am vorbit cu persoana de legătură de acolo. Mă cer cu ceva clarificări la Delegaz la Bacău. Cred că le-a și primit că erau, nu erau complicate, erau simpli de făcut și cred că în scurt timp urmează să aloce licența către de și după ce s-a lucrat licența, putem noi fiecare lucrurizator să da, se poate face să face mod legal pe așa. Că nu se pot depune documentațiile, că nu există exact. Bun. Proiectele noastre de asfaltare de piceni, eu mai avansat, măcar ăla de 8,3 km la 10 străzi, știți cumva? Era la semnat, sincer, era la semnat, nu am deocamdată la cald să am vreo informații față de ceea ce știu. La semnat, ca să putem da drumul să facem proiect tehnic, să înțeleg, nu? Da. Ca să primăm acceptul, să... Da, să știți, am aprobat indicatorii, am pus la dispoziție suprafețe de teren pentru derularea lucrărilor. Așa, deci, contractul ăsta, proiectul a fost încheiat, studiul care l-avem la ei acolo, Daliu, da? Și au fost trimis la semnat mai departe. Din ce știu, era semnat de o parte dintre responsabili. Dacă, cum apare ceva nou, informez. Pe jumătate așa ați avut dreptate. Se vor apuca, s-au apucat din credința din Crihan, domnule, la firma de construcții. Da. Nu s-au apucat luni, după prima și după ședința noastră. Da. S-au apucat la două săptămâni. Și au făcut doar construcții din greu. Din cauza vremii, domnul Veruscu. Și omul ăsta a fost capăt să facă și astăzi era acolo. S-au apucat să-și termine organizarea de șantier ce are la acolo. Din cauza vremii nefavorabile, nu au putut să facă mare loc. În schimb, și-au achiziționat. Și trebuia să-și ia materiale. Toate astea, în perioada asta, și-au făcut. Bun. Știți care e cei mai doresc din punctul meu de vedere? Și chiar o să rog pe doamna secretar să consemneze un procesul verbal, dacă e fapt ușor să stai respect. Dați-mi și eu un grafic de execuție a lucrărilor pentru contractul de la școala din Crihan. Că
stipendii de R2. Și vă întreb, domnul primar, pentru că am ajuns acum în postura în care actualul guvern m-a spus că nu mai au bănuți pentru PNDL. Și putem fi puși în postura ingrată, ca peste o lună să ne vedem în ședința din Consiliul Local, la următoarea rectificare, da, să vină o cerere de plată pe proiectul respectiv și să nu știm de unde să scoatem bani. Bine, pentru o perioadă intermediară. Primăria plătește și își va recupera banii înapoi, că așa spune guvernul. Așa. Dar vă întreb, au păstrat? Ei știți că în contract și-au asumat un trafic de execuție a lucrărilor. Da. L-au respectat? Nu te apare. Da. Sincer, la prima vedere, ori a fost prelungit acel grafic inițial, ori s-a prelungit contractul cu ei, pentru că... Deci contractul cu ei, cu BNDL-ul, a fost prelungit cu un an de zile. Cu BNDL-ul și cu constructorul în sine. Da. Și cu constructorul în sine. Bun. Da. Acum, cam ce sume mai sunt? Problema nu, eu zic că nu e una din natură să nu îngrijoreze în mod deosebit. Grădinița de aici, care este spre final, grădinița cu 3 grupe, și școala de Crihan, însumată vreo 300 și vreo 60.000 de lei. Cam astea, tot ceea ce trebuie să mai decontăm, astăzi am discutat cu constructorul și chiar s-a uitat. Cam astea ar trebui să decontăm noi. Am primit, în schimb, un mesaj. Afară de adresa renumită, da? Am primit un mesaj prin care mi se spune că, de fapt, lucrurile astea vor fi cumva cum să vă spunem, situația va trena până la rectificarea din luna iulie. Eu nu știu ce cu adresa, e sincer, cine a gândit-o, nu a gândit-o bine. Pentru că am primit un mesaj acum, până se vor rectifica și vor pune bani acolo. Ideea era că să transmită către UAT-uri că s-au terminat, s-au finalizat banii alocați pentru anul ăsta, dar că vor fi alocate alte sume de bani. Ia sună un pic ca ne la locuie, așa, și eu. Deci, constructorii se pot speria, vin cu situații de plată și vin către UAT, și după aceea trebuie să ne reasumăm. Acum, dacă vom fi în situația în care să luăm niște bani dintr-o parte în alta și să stingem niște datorii sau să-i dăm o gură de aer la constructor, cred că suntem cu toții de acord că putem face lucrul ăsta, pentru că sumele nu sunt extraordinar de mari. Domnul primar, cum menționa că constructorul se putea mișca mai bine, fără supărare. Am mai văzut constructori, da, în județ, lucrez în Brașă, oarecum... Se putea mișca mai bine, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Eu sunt de acord. Nu e un obiectiv atât de mare și atât de complicat să zici că nu... Să știți că, la prima vedere nu pare complicat, dar dacă intri un pic în amănunt, îți dai seama că dă mari bătăi de cap. Sunt diferențe mari de nivel. Eu știu ce mai avea acolo o dispoziție de șantier prin care o trebuie să modificăm camera tehnică centrală. Având în vedere că trece un pic gaz și mai rămâne bine. Am mai câștigat niște bani la fața. Poftim? Am mai câștigat niște bani. Am mai câștigat niște bani, care spun în altă parte. După aia, schimbarea soluției, vă dau așa niște țări. Schimbarea soluției tehnice de la planșeu de sus. Aveam o soluție tehnică dată foarte greoaie, cu un planșeu de beton pus pe niște dulapi sus în pot, ca să separe nivelele conform solicitării. Eu acum au schimbat-o printr-o dispoziție șantier. Sunt acum materiale mult mai ușoare, care au aceeași eficiență, dar nu încovărează atât de mult clădirea. Ca și greutate. Știți, ei, toate astea au dus un pic la... Domnul primar, mai am da, la interior, totul e gata acolo, să știți. Sunt făcute toate... Cu colegilor mai am niște mici întrebări. Da. Tot deci, sunt 20. Nu, total. Știți că sunt probleme legate de PUC și de imposibilitatea de a emite certificatul de urbanist, da, și autorizații de construire de anumite zone. Da. Toată lumea este nemulțumită pe speța asta. Cât credeți că mai durează? Cel mai nemulțumesc sunt eu, că la mine vin toți. Da. Autorizat și cred că nu mai vă dați seama. Și sunt în imposibilitatea pe alie liberă, pentru că avem o situație în care e cam la nelălă cu ei. După aprobarea PUC-ului 2009, ar trebui să facem un PUZ, prin care să reglementăm anumite lucruri. Nu s-a întâmplat la vreme, din păcate. Cât credeți că mai durează? Eu zic că ar trebui, în 2-3 luni zile să-l finalizăm, pentru că altfel va fi mai bani. Adică oamenii crește presiunea, oamenii își doresc consumiască. PUC-ul să aprobă cu hotărârile din guvern? Nu. Nu. Avem doar nevoie de un aviz de la Ministerul Dezvoltării, aviz de la Consiliul Județean, hotărâri de Consiliul Local. La da, și viza OCP-ii pe Armata și Autoritatea. Îți scoase toate avizele, la autoritate. Aia era un nou record, dar văd că domnul vicerului, dar venea de seară dumneavoastră.
dumneavoastră. Oftim? Cu state Claudia documentul. Dar ce vrea Claudia la anul ăsta? Nu cred o fracție. Domnul Ăla, a văzut pe subiectul dumneavoastră, că ați niște întrebări. Asta vrea să trebuie. Da? Asta e exotul. la
serviciul de drumuri de țări, am fost și la Consiliul Județean, am vrut la problema. Deschiderea este și eu cred că în curând vom avea și rezultate vis-a-vis de podul ăsta. Deci, ca e o catastrofă. Eu nu știu, îți dau vina pe cineva, cine l-a proiectat, cine l-a gândit, nu știu dacă are importanță la ora asta. Importante sunt soluțiile dacă suntem în stare să le găsim. Și pot să spun și lucrul ăsta în afara influenței politice. Pentru că dacă se implică, de obicei când se implică partea politică, este o catastrofă. Și eu zic că de data asta chiar am găsit soluții, da. Toată lumea e unanim de acord, dar acolo trebuie să fie făcut ceva. Deci trebuie efectiv schimbat podul ăla. Pentru că pune în pericol jumătate din localitate, din satul Măgura. Este foarte periculos, foarte periculos. Ce să vă spun, avem un loc, avem pe Vasile Angel acolo, care stă tot timpul în alert când vine apa și mătură albea ca să poată să dirigeze plutitorii. Asta nu e regulă. Asta nu e regulă. Nu e stare regulă. Dar poate omul ăla pleacă de acasă. Dacă nu era să zic... Poate nu suntem noi pe fază cu bunul escavatoristul nostru, să pleacă de acolo. Dar asta nu e stare normal de lucru. Adică să avem un utilaj permanent pregătit care să facă ce? Să mături albe. Dar asta Dumnezeu de alte situații în care trebuie și neapărat să intervină. Dar asta nu e situații în care să fie una normală. E de parte de acolo. Dacă fost erați un primar de Consiliul Județean, nu de poate așa, faceți o solicitare să lucrezi pentru o perioadă de timp și facem noi un efort. Da, ce o să facem? Acum, abia să trebuie să înțelegeți că este a drumurilor județene. Și mă repet, eu nu vreau să arunc vina asupra cuiva sau spun cineva, e vorba, domnule, e adumul tale și o mare nenorocire. Împreună găsim soluții. Și chiar am avut așa sentimentul ăsta cu oamenii chiar își doresc, nu are nimeni nicio treabă, nici părtinii politici, nici nimic. Oamenii chiar îți doresc să elimine pericolul ăla, toată lumea. Și eu cred că chiar o să găsim. Sunt soluții și pe CNI, și pe alte variante de finanțare care se pot întâmpla în termen foarte scurt. Adică nu e nevoie să așteptăm o veșnicie să facem lucrurile astea. Pentru că aici e un pericol iminent. Și toată lumea constată lucrul ăsta și cam așa va pleca și soluția recomandată de toți factorii decizi. Consiliul Județean, Prefectură, Comuna Măgura, cam pe direcția asta vom merge. Mulțumesc că asta m-am putut întrebat. Cu mare... Da, mulțumesc domnul Lucian pentru mobilitatea pe care ați dat dovadă. Domnul primar și doamna secretară, eu aș vrea să venim mai la concret cu contractele astea de apă și să-mi dați o procedură, o soluție, dacă vreți, prin care eu, cetățean, comunic indexul și dumneavoastră primărie spuneți cât am de plată. Și un cont în care se plătesc. Vi se pare că e prea sofisticat? Nu. Nu, chiar nu. Haideți să rezolvăm treaba asta, pentru că, de exemplu, eu, când plătesc apă, mai plătesc la încă vreo 5 băbuțe. Și fiecare, la rândul nostru, ne face treaba. Și merge și mai... Deci asta am rugămintea. Nu știu, găsim o soluție. Îmi dați un număr de cont. Stabilim o procedură. Eu dau consumul. Cine se ocupă îmi spune cât am de plată. Sau mă uit eu un contract și văd cât am de plată. Și ne reglăm după aia. Trebuie să dăm drumul la plăți. Că după aia iar pățim. Că dincolo vine la sfârșit de an. Nu, da, e de plată mult. Nu, eu vă zic așa că dacă reușim și după cum merge, cred că o să reușim. Scurt timp să terminăm cu contractul ăsta. O să mai facem eu că mai cu o campanie de informare. Oamenii vin. Au început să vină chiar zilnic, cred că vin 20-30 de persoane, cred că vin la schimbare de contracte. Și mă gândesc că în viitor apropiat, până o să vină grab, eu sper tare să vină. Așa și discuțiile, ultimele discuții, că se grăbesc oarecum să preia toate sistemele astea, pentru că ei vor investi în următoarea perioadă pe poemul ăsta. Și dacă nu, să găsim o soluție cu telecitiri. Doamna secretar spunea că chiar o schimba dumneavoastră acasă, nu a schimbat un contor din ăsta, eu sunt ceva de leu contor cu telecitirea, zic, nu-i mare istorie. Și un leu citirea pe lună. Adică, știți, ar fi o chestie super tare că nu s-o mai... general, factura ți-o trimis, o exact, exact, sănătate, exact. Un număr de cont și gata. Dacă nu, dar o să vă dăm numărul de cont la primărie, vă dăm, îi deschis un cont de zi. Tot numărul de cont, nu puteți plăti și o să trimiteți pe mail citirea, vedem cum facem ca să putem să le... Deci citirea trebuie să ne facem noi. Poteți? Da. Da, așa, să vă aveam cu capul în jos. No, doamna Băcea, nu faceți poze cu telefonul jurnalist.
acum dacă nu, de exemplu, la dumneavoastră îi spați la greoare sau mai sunt, o să trimit în băieță. Bine, de exemplu, nu cum se pot vedea, am încercat de atâtea ori. Altă problemă. Vreau să vă, rog să aveți în vedere, poate în viitorul pe care vă doresc că voi apropiați să vă repara corhana ce, față de celelalte drumuri pe care le-am mai reparat noi pe comună, acolo trebuie să coborâte gurile de canalizare. Acolo este atipică. Deci acolo chiar trebuie să coborâte gurile de canalizare. Pentru că șanțurile sunt foarte adânci. Pe corhană? Da. La, aici la Vilma, da? La Bucașa. Acolo vor trebui, cu altă vă spun, acolo vor trebui coborâte gurile de canalizare și venit cu nivelul drumului un pic mai jos decât e acum. Eu zic că de neajutul Dumnezeu și vedem proiectul ăsta finanțat. Atunci ați vă rezolvat toate lucrurile astea. Păi de asta v-am spus. Să aveți în vedere treaba asta. Să nu, mergem la să nu mergem la cota care este acum. Vor rezulta niște șanțuri uriașe. Și... O să urmeze pe TH-ul și când o să traseze linia rândia drumului, trebuie să avem în vedere. Să vadă cum ne curiește acum. Ultima problemă și zic eu este cea mai importantă pe care v-aș ruga să o aveți în vedere, chiar dacă nu este viceprimarul aici. Vedeți că la, în zona mea acolo avem niște posibile pericole de accidente. E vorba de nucul de la Marița, pe care știți foarte bine. Da. Ăla mai avea chemat. Ăla dacă a căzut când e circulație pe, drumul. Și iarăși la, și la mine, și vis-a-vis de mine, au crescut foarte mult lucii și efectiv atârnă pe, rețeaua de, alimentare. Am mai avut o echipă pe drumul principal, pe corhană, într-o vreme. Cred că chiar pe primăvară, când erau copaci în parc, chiar nici acolo ne-am potrivit atunci, dar asta e binecuvenit. Asta e? Că i-am prins, erau așa de frumos și erau confloriți copaci și eu cam da, e periculos. O să mai facem o adresă din nou. Știu despre ce vorbiți, am vorbit și cu domnul vici, mi-au comunicat și mie din nou cu ăla, știu că e un stare de plătuți bani. Dar va trebui să găsim o soluție, dacă nu, pe la urmă, închiria un acel, este o... o firmă autorizată în cartierul CFR, că trebuie musai cu acelul și lua de sus în jos, că nu prea văd unde ar putea să cadă. Nu, 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 ăla trebuie și neapărat. Și lua treptat, treptat și... Și dincolo ce unde afectează instalația de, alimentare, deci cap, da, fie, da, capurile, băierii, ăla trebuie tot așa, curățate. Acolo, acolo tot cu intervenții din partea, în colaborare cu EON, trebuie să vină dumneavoastră să scoate de sub tensiuni. Nu trebuie nimic, domnul primar. Capurile sunt izolate. Eu știu, dar nu prea, nu prea se bagă. Dar tot așa, pe, bucățele, nu, trebuie... Vine în ce măsură se poate să nu, fie pericol, să nu fie oamenii pus în pericol. Dar pentru ăla de acolo, cu siguranță va trebui să închidem. Și cred că până la EON, o să vorbim în cartierul CFR, să luăm la acela aia, vedem cât costă să... Haideți, vă rog frumos, că mie ăsta crește, poate vântul și dacă s-o rupt un fier din ala, vă dați seama, până vine... Ăla e periculos, într-adevăr, că e uscat din multă vreme. E vară, avem și noi congelatoare, lăzi și mai avem, ne se topește înghețată, așa. Atunci, mulțumesc, domnul președinte. Mai e domnul Beceanu? Da. Vis-a-vis de evenimentele meteo din săptămâna trecută, dacă s-a făcut ceva referitor la conducta autobuzului. Cum? Conducta de pe Valea autobuzului. Nu, n-am vorbit cu domnul Paul. Nu. Aș minți să spun lucrul ăsta. N-am uitat. Să-i facem o adresă oficială. N-am uitat, ne-am ocupat de treburile curente. Să ținem drumurile funcționale, să-i mai arătăm cât de cât. Nu, n-am vorbit cu Vasile Paul. E foarte bine că mi-ați adus aminti. Că, știți... Am să-l sun, nu trebuie lăsată, că e caldă. Să știți că varianta cu țeava suspendată, conducta suspendată, nu merge. Că acolo mai sunt două persoane înțepate în conduct. Suspendată deasupra pârmului, deasupra apei. Adică să ridicăm de la nivelul la care este acum, să o ridici undeva, eu știu, să aibă 2 metri, 2 metri jumate, pentru că el poate să o ia din amonte, de sus, cum coboară pe, da, da, pe strada... În amonte, înainte de pârâu, mai sunt două familii înțepate. Eu am aflat zilele trecute treaba asta. E, dar asta nu presupune să ia din amonte, de tot mai de sus, din vârful parte. Nu, de nu știu, 20 de metri acolo. Cum a venit doamna Rafa acolo. Nu, nu ești pe așa cineva. Poteți? Negrează, cu familia negrează. A, dar nu e sus, doamna, nu are nicio treabă. Nu, e afectează niciun trofeu, nu ajunge la ei. Nu. Și
tot așa dacă s-a făcut ceva vis-a-vis de graficul să face morea, de curățenie, de părâu. Sunt multe adunate acolo. Lumea deversează fosele în părâu. Miroase, da, cel puțin. Perioada asta cu ploaia, în fiecare seară nu se deversează. Nu am putut ocupa acum, sincer. Chiar nu ne-am putut ocupa. De asta că vedeți dumneavoastră ce-i. De-am degajat ce am putut pe drumuri. L-am mai trânesc omul ăsta cu bordul escapatorul să mă îndrept pe unii mai poate cât de cât. E greu de suportat. De câte ori plouă, e greu de suportat. Chiar nu se putea circula. Aveți idei unde? Ei, da, cum, dar doar nu mai fost acolo și ai dreptate. Sunt unii care chiar sunt nimeni, nu știu mai posibil de ceva. Și dacă degajăm și facem curat, nu mai are ce face. Pe unul putem să acționăm și cu niște avertizmente, amenzi. Mâine ne-am propus să-l ducem aici de la pod, de la Angel, să curățe toată alba aia la deal până la următorul pod. După, haide să vedem mâine dacă reușești cu o spică, măcar să merge să vizualizăm acolo, când ne spicii vorba. Să apucăm de răbdici, să ne apucăm un pic de... Fix, să facem ordine, că pe urmă nu mai, omul nu mai, nu-și mai face... nu mai aruncă nimic în jupărău dacă e făcut curat. Și-l atenționat. Să vede exact urmă de unde vine... Dar sunt posibile, dacă îți facem grengile și... Asbestul care i-a aruncat pe acolo șumul de plastic și tot felul de minuni, să văd conducte. Așa nu se văd, s-a acoperit. Eu de 5 ani de zi n-am văzut niciodată un vidaj să intre pe drumul ăla. Nu se poate, da. Mediul, e sănătatea. Deci mâine dimineața să intre aici la Angel, să scoate de acolo, să pureți toată albaia la deal și după aia vine de la vrabii la deal, o să mergem până de la pod, la vale, să vină să degajeze tot ce e degajat acolo pe albaia aia la dumneavoastră, la, în zona acolo. Că chiar acolo cred că nu intră nimeni niciodată. Niciodată. La doamna Radu până la pod, la... Nu s-a intrat pe considerentul că nu afectează casele. Ce e o viitură acolo, foarte greu să afecteze una dintre casele care sunt acolo, chiar și la dumneavoastră, chiar. Să te sus oare cum. Pe mine mă deranjează mirosurile. Da. Păi o să depistăm. Și se degajează în părul. O să depistăm și țâșpoacele astea acum, cu ocazia asta. Aia, asta e problema. Da. Și curățat, că nu se poate lăsa așa. Ei, se pot, sunt tot felul de lucruri acum care se pot. Tot felul de sisteme, cu pompul, drăgător, așa. Băi, cum ai tu la foarte și o să îngrijești. E foarte ușor de întreținut și nici nu-i costisitoare ca... Sisteme vechi care sunt făcute de ani de zile acum... Păi da, ce să vă spun, 10-20 de lei pe lună, dacă poți, ca și consum de energie electrică, exact. O astfel de... Nici atât. Da, nici atât. Nici atât. Eu am așa ceva. Da. Dar acum mai sunt alte probleme? Da. Vis-a-vis de afișarea pe site-ul primăriei, am un informații, nu s-a mai făcut nimic din februarie. Nu se fac. Actualizări. Referitor la? În general. Și stadiul investițiilor, achiziții publice, nu știu, proiecte de viitor. Da, nu, mare achiziții știți că n-am făcut. Nu am umblat la achiziții, că sincer nu prea am avut ce să facem. Așteptam și noi să vedem cu iluminatul, cu astea, să chem niște contracte și să scoatem efectiv proiectare, toate astea. Acum asta e realitatea, sincer, nu am să mă ajung. În rest, cheltuieli curente din astea. Astea mă rog. Da, nu. Deci nu am avut. Nu perezi nimic acolo, să știți că nu. Dacă oamenii ar fi informați de stadiul asfaltării, de stadiul gazului. Vreți dumneavoastră o descriere succint așa la o săptămână, două luni, cam în ce stadiu? Odată la două luni măcar. Care este stadiu? Odată la trei luni măcar. Proiectul stadiu, proiectul este... Chiar am finalizat gabioanii. Finalizat de gabioanii, finalizat zidul de sprijin la Neaxul. Asta pe anul. Podețile sunt finalizate. Urmează să umbrăm la podul de la Neaxul, care nu prea era în capul să demolăm, dar până la urmă cred că asta e soluția. Nu ești demolat și făcut altul nou, pentru că făcut altul pe lungirea ăsta care există, pe treabă cam improvizată și nu prea e bine. Eu zic că într-o lună de zile ar trebui să fie, să discutăm de asfalt acolo. Dacă ar trebui să fie asfalt acolo, sunt niște repede. Firma cu care am lucrat, chiar mulțumim așa. Eu sunt mulțumit. Oamenii s-au mișcat, fac și treabă de calitate, e și firmă serioasă. Am colegi mari care sunt cam plâns, sincer.
de situații, eu știu, grele în care se află. Firme care vor să nu își vorbească, ba nu mai n-au oameni cu care să lucreze. Noi la capitolul ăsta am scăpat. Cumva, cumva, proiectul ăsta îl spatem la capăt, fără probleme majore și un grafic și nu mai discutăm de calitatea lucrărilor. Care zic eu că nu, nu poate fi pus la îndoială. Să știți că doamna Corina, dacă e să o completeze, să termine și domnul președinte, poate se referea că s-a făcut achiziția la Dacia Duster, i-a făcut achiziția. Da, s-a făcut achiziția la Dacia Duster. La Dacia Duster i-a făcut achiziția săptămâna asta. Pe 17 iunie. Serviciile de balastare care le-ați luat la Pietrofin. I-a făcut și asta de săptămâna, adevărat. Ideea este că poate chestiile astea pot fi puse. Dar nu stai, aveți dreptate. Asta nu înseamnă că nu le punem. Nu stai, că sunt calde acum. N-am făcut alte achiziții. Acum, de să știți că am aprobat în aprilie bugetul. Până la urmă, nici nu prea am fi avut ce să ai să facem mai grav. Urmează tot ceea ce facem. Acum suntem în discuții și e bine că tot cu achiziționarea tractorului cu utilajele pe care știți și dumneavoastră. Am luat legătura cu câteva firme, așa să vedem ce oferă mai primit. Tot. Tot. Cu tot, cu tot, cu tot. Abia atunci când îl vom avea, vom putea să facem o curățenie în comună din și eu mă gândesc că am să fie mare folos. M-am gândit la un tractor care să nu fie chiar de tare nimic așa, să undeva 90 de cai, 100 de cai, adică să ai un pic putere. Dacă o să mergem pe vale, unde ați spus că o să băgați buldo, să vedeți câte crengi sunt aruncate. Exact. Lumea n-a aruncat. Ați văzut ce acolo. Ați văzut ce acolo. Nici nu poți să treci. Da. Sunt multe tale. Trebuie scoase. Trebuie scoase. Dar nu curios că oamenii chiar s-au aliniat cu, cu arderea... Păi s-au aliniat, dar... Nu, mai stau cu aia de spum, nu mai crează. E depozitat, e scoase. Peste tot. Drumul principal îți depozitat. Pe unii chiar mai recurs. La măsuri astea normale, domnule, ce mai toacă, le mai pune, se mai compostează. Știți că am auzit oameni care, care înțeleg colonul că ăsta e, asta e direcția pe care trebuie să îndreptă. Da. Mai am o întrebare, poate un pic incomod. Vis-a-vis de sporul de condiții bătămătoare. Așa. Este de actualitate? Da. Că n-am mai văzut o grilă de salarizare din martie 2020, afișată pe site. Da. Este aprobat de PSP? Este aprobat de PSP. Da. Anual. Avem... Se actualizează periodic sau... Da, anual. Da? Da. Nu am avut o perioadă de PSP pentru actualizare. Nu, a fost septembrie, parcă. Anul trecut, nu? Da. Da, am avut... Și este următoare de consiliu local? Nu. Nu trebuie? Nu. Eu știu că trebuie. Sporul se acordă conform unei legislații speciale. Consiliul Local aprobă conform legii 153, articolul 11 și următoare, 36, 38, dacă mi-a dat bine minte, da? Salariile de bază de la gradație 0 de vechime, coeficiență. Asta e niște de celălalt de acordare, acordarea de sporuri sunt pe bază de legislație specială. Dacă face evaluare, face evaluare, dacă îndeplinim condiții, face bine periodic de SF-ul, face evaluarea factorilor de risc. Unde ați văzut dumneavoastră în legislație cu trebuie în Consiliu? Am să vă dau un mesaj, nu știu de dumneavoastră. Dacă aveți ceva, trebuie să ne întrebăm. E o evaluare făcută de SF sau e o evaluare făcută de SF sau e o evaluare făcută de o... Sunt buletine de analiză făcute de SF. Face o evaluare a riscului postului de muncă, urmată de o buletinele DSP-ului privind noxii, zgomot. Da, toate. Nu vorbim de zgomot. Nu vorbim de zgomot. Nu este adevărat. Deci, pentru zgomot nu ni se dă zgomot. Ca să știe, nu la modul general, pentru că noi avem anumite, ca în administrație, lucrând la birou, avem anumite condiții pe care, pentru care ne se dă. În special ne se dă la, pentru faptul că lucrăm cu arhivă veche și cu foarte multe documente purtătoare de praf și tot felul de acarie și bacterii. Și dacă ar trebui să... Adică dacă vă uitați din cauza spațiului, și asta e una de problemă, depozitarea documentelor care aduc anumite
O afecțiune asupra sănătății. Eu pot să vă dau exemplul meu, că până am mai dat seama despre ce vorbați două. Ei și praful și tonerele, care, tonerele cu care folosim la imprimante, să știți că sunt foarte toxice. Aveam o perioadă care în birou, după jumătate de oră, când ajungeam, ceva îmi spuse, nu reușeam să înțeleg. Și mi-am dat seama că este de la ceva din birou de la mine, în momentul în care am stat în ședința de Consiliu, cred că la buget, vreo 4 ore și n-am tușit deloc. Și când m-am dus în birou și am semnat hotărârile de Consiliu, am început să tușez din nou. Deci nu sunt niște sporuri care să fie disproporționate în comparație cu condițiile. Nu, nu trebuie să dacă există evaluare și sunt buletine. Sunt buletine. Vă dați seama că astea sunt lucruri... Eu știam, am să analizez acasă și vă trimit exact unde am citit. Să știți că aceste sporuri sunt controlate odată la 3 ani de Curtea de Conturi. Și dacă ele ar fi fost ilegal acordate, Curtea de Conturi le-ar fi impunate. Și Curtea de Conturi a fost în noiembrie. A plecat în decembrie, de fapt, înainte de Crăciun. Păi și nu a fost probleme. Organigramă, scurt. Și nu are ce să discutiți despre altceva. Domnul colonel, aveți... Ok. Domnul președinte și domnul primar, dacă tot vine vorba de condiții de muncă, și stimați colegi, hai să rugăm pe domnul primar să ia o instalație de aer condiționat în primărie. Am avut discuții cu EON la un moment dat, chiar venit să duc la un proiect, da? EON cool. Un proiect super, în euro spunea că... Montează. Da, montează. Dar o să bagi costul în factură pe perioada lungă de timp, dar s-a oprit la un moment dat, spunând că nu pot monta numai la primărie. Adică vizează un consum mai mare, care ar putea fi la școală, primărie, alte instituții, știți? Spunea că spunea, dar nu putem vota numai la primărie. Dar până la urmă o să facem un efort să luăm câteva aparate de aer condiționat, că nu sunt extraordinar de scumpi și asta. Într-adevăr, e greu visat în primărie. Și îți pot să scrie 4 milioane. Prima dată, înainte, să luați aer condiționat de aer condiționat să-l montați, am adus o firmă specializată să verifice instalația electrică. Da, și asta e drept. Pentru că s-ar putea să montați aerele condiționate și să vă treziți când sunt puși pe instalații. Nu știu, eu mă gândesc că aș face instalația de alimentare pentru ele separat chiar din tabăra de afară. Vedeți, vreau să vă vedeți cu instalații direct din panou. Auziți? Doamna Vasile. Cum e, doamna? Eu vreau să termin un punct pozitiv așa, numele colegilor. Profesori și elevilor, mulțumim domnului primar și domnului consilier pentru drusele acordate copilor, pentru că, într-adevăr, a fost un efort de partea noastră, tuturor, da, bucuria lor e pe măsură. Au și curse sociale și curse de medici. Cele pe care le-am trucat. Și să le dăm și întrebările 100 de lei la cei de la primar. Doamne, și eu cred că sunt și un sentimentul colegilor noștri consilieri. Și vă mulțumim pentru efortul de care le-ați depus. Pe proiectul Arada. E bine să anunțați că Dedemanu și-a deschis din nou brațele către noi. Noi și cu tot ceea ce mai avem nevoie ca să completăm proiectul Arada, pentru că acolo mai avem 300 de milioane, 30 de lei, să cumpărăm tale interactive. E sigur că nu o să ne ajungă acei bănuți. Iar pentru că nu ne ajung cei de la Dedemanu, adică chiar e un lucru bun. Un lucru bun. Oamenii au înțeles că se întâmplă lucrurile și vor să fie aproape, să susțină. Urmează să primească luni răspunderea la Rada, cu ce preț au dumneavoastră, sau să le dau o altă firmă de aici cu care să comunice dumneavoastră, să ne cumpere pe toate 10. Ei, eu nu mai pot simt asta la bură. Da, domnul președinte, n-am fost în sală. Ce a zis domnul primar de aerul condiționat? O să rezolvăm asta astăzi. Da. Dacă nu reușim cu EON-ul, mă rog, că am o discuție acum cu ei, spune că dacă nu o să achiziționăm câteva aparate să facem cât de cât suportabile. Dar mai bine primăria că nu ai dreptate. Ce vreți să vă zic, apropo de fluctuațiile de curent electric, se lucrează intens pe piață și peste, și de la bufeurile de nu s-a salvat și s-a lucrat, au ieșit serverul și tot ce au lucrat fetele, o zi întreagă, urmă și s-a luat. Constant să ia curentul, mângura,
Da. Nu, acum nu se mai e, într-adevăr, până la ora 4 s-a luat. În mod normal, primăria trebuie să aibă o sursă. Da, mi-e trebuie o sursă și o sursă pentru a trebui ceva... Să știți că primăria Timiriuș tocmai s-a montat un grup electrogen. Am mai discutat asta și nu m-am dat tema. Adică am mai grup electrogen să ducă instalații. Da, dar nu numai asta. Mai trebuie și protecții pentru calculatoare la șocurile de tensiune. Pentru că aici e problema. Aia e stabilizator. Aia e cea mai simplu problemă. Problema este să nu la întrerupe. Da, de exemplu, la serverul pe taxe și impozite, ne trebuie o sursă foarte... 2000 de euro stabilizator de tensiune, doamne ia! Doamne, stau, hai! Da. Deci, referitor la aer condiționat, este ideea foarte bună și eu vă garantez că instalația electrică, în momentul în care în 2007 am făcut reparația primăriei, am făcut modernizarea primăriei, mai bine spus, s-a făcut instalații nou, s-a pus conductor de 2,5 pe prizi, deci față de ce a fost alumin, s-a schimbat absolut totul, deci la instalația electrică. Așa că ideea este bună și mai ales că timpul este, așa cum s-a anunțat, foarte călduros, consider că e foarte bine s-a achiziționat. Solicitați să verificăm instalația electrică.